Haideți să deschidem în cartea lui Iov, capitolul 42, să citim primele 11 versete, poate chiar 12. Pagina 553, undeva pe la mijlocul Bibliei, cartea Iov. Zice așa, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile, zisese Domnul către Iov. Da, zice, l-am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța, zisese Domnul către Iov, iar Iov a răspuns. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șua și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat îndoit decât tot ce avusese frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov. Au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă, l-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am primit în inimă să vorbesc de aici din cartea lui Iov, în special din acest final al cărții lui. Cartea lui Iov este prima carte scrisă din Biblie, un om care a trăit de mult și l-a cunoscut pe Dumnezeu și e vorba în cartea aceasta de niște conflicte. Și la sfârșitul cărții se rezolvă toate conflictele. E vorba de cele 4 categorii de conflicte prin care cred eu că trece orice om pe fața pământului. De aceea astăzi vreau să vă vorbesc despre rezolvarea conflictelor, cum să rezolvi cele mai mari conflicte ale vieții tale. În primul rând, mai ales că dacă am intrat într-un nou an, bine ar fi să intri fără conflicte nerezolvate, să fie rezolvate toate, amin? Azi ce frumos se rezolvă, o să vedeți toate conflictele lui se rezolvă. Primul conflict de care se ocupă cartea lui Iov este conflictul cu Dumnezeu. Oamenii de-a lungul vieții o să vedeți că într-un fel sau altul intră în conflicte cu Dumnezeu. Probabil ești aici în biserică și ai și tu conflictele tale cu Dumnezeu. Că mi-au mai zis unul și altul, mă certai cu Dumnezeu, zice. Mă certai cu el că de ce? Vreau să vă zic că de la începutul cărții Iov se ceartă cu Dumnezeu. De ce îi dai viață la ăla? De ce nu-l omori pe ăla? De ce faci asta? De ce nu faci cealaltă? Conflicte cu Dumnezeu legate de ceea ce face Dumnezeu sau ceea ce nu face Dumnezeu. Noi, oricum vreau să vă zic ceva, suferim cronic din naștere de o boală care se numește mândrie. Această boală este specifică fiecare ființe umane. De aia țin minte de când mă uitam cu ani în urmă la televizor, eu totdeauna știam să joc fotbal mai bine decât ea de acolo. Totdeauna ăia nu știau săraci tântălăi, dădeau pe lângă poartă și ca un expert, ca un analist sportiv extraordinar, eu le dădeam sfaturi că noi toți avem facultatea de părereologie. Noi toți avem o părere extraordinară. Știm politică, știm ce ar trebui să fac Iohani, știm ce ar trebui să fac ăla, știm cum ar trebui să-și crească copiii ăla, dar tu n-ai niciun prung, știm cum ar trebui să conducă la mașina, suferim de o boală cronică care, ascultați-mă, se răsfrânge și pe verticală. Vrem să-l învățăm pe el cum ar trebui să facă lucrurile. Ei bine, și Iov a ajuns într-un conflict de asta cu Dumnezeu și într-un fel sau altul noi toți poate că ajungem într-un fel sau altul. Mi-aduc aminte de un om, un prieten de-a meu în urmă cu vreo 12 ani sau ceva de genul, mi-am adus aminte săptămâna trecută de întâmplarea asta, era într-o relație, el venea dintr-un trecut mai rău, venea din vicii, dependențe, nu venea din familie de pocăiți, să zic așa, și întâlnise, după ce s-a pocăit o fată, să zici, la 4 ani, din familie de pocăiți, fată cu minte, nu știu dacă nu taixura păstor sau așa mai departe, și ori intrat într-o relație. Ori a apărut frecuși, am impresia că și pe baza părinților care erau totdeauna suspicioși, prejudecăți și mai departe față de fata lor. A suferit mult pentru că asta voia să-i dea păpuci și el numai nu-i voia păpuci, zice, bă, vreau și să mă pun la casa mea cu o fată cu minte.
Și țin minte că a intrat într-un post, dacă nu greșesc, cred că vreo 3 zile, ca Dumnezeu să salveze relația. Și a venit la mine trist, țin minte și acum, a venit la mine trist și mi-a zis, nu înțeleg de ce, orice fac, orice cer la Dumnezeu, ca și cum eu nu-s vrednic să le primez, mie nu-mi dă, eu-s mereu ăla cu trecutul murdar, nimeni nu mă acceptă, uite cum e viața mea, pentru că aia după 3 zile de post, în loc relația să fie mai bună, s-o rupt de-a vinelea. L-am încurajat, cum mi-a dat Domnul atunci cuvinte, lasă-mă că Domnul e bun, Domnul e în control. Și mai departe. Dar el avea un conflict că de ce Dumnezeu nu-i dă fata? Dacă fata la început s-a îndrăgostit de el și-a plecat. Ascultați-mă ce vă zic. În urmă cu o săptămână am aflat ceva despre fata aceea și știu și istoria lui. El s-a căsătorit între timp cu o fată, au copii frumoși, îl slujește pe Dumnezeu, o familie frumoasă, Dumnezeu îi binecuvântează. Părinții lui ori venit de unde erau de dragul lui, ori început să frecventeze biserica de dragul lui. Acum ascultați-mă, cealaltă fată care s-a rupt relația, auzise că este în prag de divorț cu soțul ei, pe fond la niște nereguli, are un prunc nu din căsătorie, ci din flori, înainte să se căsătorească, deci are un prunc cu un alt băiat, s-o căsătorit cu ăsta și cu ăsta divorțat și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, de multe ori nici n-avem habar de ce ne-ai scăpat și noi ne certăm cu tine și ne luăm de guler cu tine. Dumnezeu, când El a postit, i-a ascultat postul și a primit postul și a zis, băi, băiete, te iubesc așa de mult că vreau să-ți dau ceva mai bun. Că noi ne uităm vorba pastorului Vladimir la o înmormântare. Zice, noi numai în cer ne-om cunoaștea, ci noi nu ne cunoaștem. Nu știi de multe ori cine stă lângă tine pe scaun, nu știi de multe ori cine e în biserică, habar n-ai. Te fii un Iuda înăuntru lui și tu habar n-ai. Te uiți la o persoană și spui ăsta da pocăit și când colo numai Dumnezeu va arăta de-a lungul timpului ce a fost în capul lui. Te uiți la altul după stradă venit și ăla nu-i dai nicio șansă și din ăla face Dumnezeu om al lui Dumnezeu. Ai încredere în deciziile lui. Când intri în conflict cu Dumnezeu, ascultați-mă ce vă zic, rezolvarea conflictelor cu Dumnezeu se întâmplă într-un singur fel, prin pocăință. Mă pocăiesc, o zis Iov, îmi pare rău că am îndrăznit să pun la îndoială planurile tale, am vorbit de lucruri care sunt mai presus de înțelegerea mea, că eu mă uit de aici, din lumea mea, dar tu te uiți de sus, tu vezi viitorul, tu vezi inima omului, tu vezi toate lucrurile. O, Doamne, mă pocăiesc de mândria mea. Când vei intra într-un conflict cu Dumnezeu, de ce ai făcut, Doamne, așa? De ce n-ai făcut, Doamne, așa? Pocăiește-te și spune, Doamne, vreau să fiu pocăit, da! Asta și m-am gândit, ai voie să-L întrebi pe Dumnezeu anumite lucruri, dar fă-o cu atitudine de pocăință. Ai voie să-I ceri lui Dumnezeu anumite sfaturi. Doamne, de ce ai făcut aici așa? Dar fă-o cu atitudine de pocăință. Nu te du să te iei de gât cu Dumnezeu, că te poate da cu tine de pământ, că El e mare și sfânt și puternic. Amin? Dumnezeu ne iubește. Ca și cu pruncul ăla care zicea joi, că mergea să treacă strada și avea o felie de dulceață, nu și avea în mână, și când să treacă unul de lângă el, un adult, a văzut că vine autobuzul. Nu mai a avut nicio reacție decât să-l împingă pe burtă. L-a împins pe burtă, a trecut autobuzul, fiind mai înalt, mai roțile, a salvat copilul, că nu l-a călcat în picioare, dar copilul s-a întors supărat pe nenea, că de ce l-a țipat pe el jos, de ce m-ai împins, ce ai cu mine? Supărat că i s-a stricat felia și nu mai poate mânca. Așa suntem noi, frații mei, de multe ori. Dumnezeu ne mai împinge că vine autobuz, vine un necaz, vine o nenorocire, intrăm într-o relație care ne-ar strica viața și căsnicia, vrem să ne ducem în nu știu ce țară, vorba lui fratele Nelu Mocoi, da? Deci m-am dus să bat la ușa Americii de 3 ori cu semnătură de la fostul președinte, eu îl recomand, fostul președinte al Americii îl recomand să vină în America. Ambasada zice nu, el supăra, Doamne, de ce? Și Domnul îi vorbește, nu te mai mâhni, că am un plan mai bun, vreau să te duc în altă țară. Și acolo Dumnezeu a făcut o biserică de sute de oameni și l-au folosit, lăudat să fie Domnul. Nu vă mai supărați pe Domnul. Când intrăm în conflicte cu El, țineți minte, un singur mod în care se rezolvă conflictele noastre cu Dumnezeu, eu mă pocăiesc. Și de ce? Că întotdeauna eu sunt la greșit. Țineți minte cănile alea, ați primit vreodată cadou îi set de căni cu Doamna și cu Domnul, cu ea și cu El. Și la el scrie că Domnul care are întotdeauna dreptate, Mr. Right, și la ea scrie Domnul care are dreptate și la ea Doamna care are întotdeauna dreptate. Deci el are dreptate, ea are întotdeauna dreptate. E, vreau să vă zic ceva, astea sunt glume așa între soț și soție. Vreau să vă zic că între Dumnezeu nu e o glumă. El chiar are întotdeauna dreptate și singurul care eu când intru în conflict cu Dumnezeu, el nu trebuie să se pochească, el nu se răzgândește, lui nu-i pare rău, el ce-a făcut e cea mai bună decizie. Ideea lui e cea mai bună, planul lui e cel mai bun.
voia lui cea mai bună, timpul lui cel mai bun, cum lucrează el cel mai bine. Eu sunt cel care trebuie să mă pocăiesc. Doamne, iartă-mă că am îndrăznit să contest înțelepciunea ta. Zice, sunt prea mic. Uitați-vă ce frumos zice în Iov, capitolul 40, versetul 1. Domnul a vorbit lui Iov și a zis, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic. Voi vă dați seama ce făcea omul ăsta? Prima carte din Biblie scrisă despre un om care s-a luat de gât cu Dumnezeu. Domni, ce faci tu aceea? Cum lucrezi așa? Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva mea? Tu care îl mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Uitați-vă cum arată pocăința. Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Asta înseamnă pocăință. Eu tac, Doamne, că Tu știi cel mai bine. Când îți vin vreodată gânduri că de ce a făcut Dumnezeu aia, de ce nu te-a lăsat să mergi acolo, Tu te-ai rugat, te-ai postit, pune-ți mâna la gură și spune, Doamne, mă pocăiesc, gândul Tău, planul Tău este cel mai bun. Slăvit să fie numele Domnului, amin? Noi nu cunoaștem toate lucrurile, le cunoaștem. Noi nu știm niciodată ce e cu adevărat bine sau rău. M-am gândit și la chestia asta. Noi ne uităm la un lucru și spunem, dacă aș primi persoana asta ca și soție, e un lucru bun. Dacă aș primi locul ăsta de muncă, e un lucru bun. Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, e un lucru bun. Pentru că noi am mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și avem impresia că noi știm ce e bine și ce e rău. Vreau să vă zic că nimeni nu știe ce e bine și ce e rău în afară de el. Vă dau un exemplu. Iisus vine și zice, mă voi duce la Ierusalim, o să mă scuipe, o să mă bată, o să mă omoare. Când îl aude Petru, el s-a și gândit, stai mă că eu mâncai din pomul cunoștințelui binelui și răului. Să fii tu bătut e un lucru rău. Câți ani ai? 33 de ani. Cum și mor la 33 de ani? E un lucru rău sau bun? Noi zicem că e rău. E rău să mor la 33 de ani, e rău să fii răstignit, e rău ca tu care ești un sfânt să mori, e rău ca tu care ești folositor pentru Domnul, 3 ani au avut de slujire. Cum ar fi să plece un om la Domnul care a avut numai 3 ani de slujire? Am auzit o dată de o fată care în 3 ani de zile a adus 25 de vrăjitori la Hristos și după 3 ani a zis, Domnul, pregătește-te că te iau acasă. La 22 de ani de zile era deja cu Domnul în prezența lui. Tu te uiți și zici, Doamne, 22 de ani e un lucru rău. Domnul e cel ce stabilește dacă un lucru e rău sau bun. Și Domnul Iisus s-a întors la Petru și a zis așa, înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale sunt gândurile lui, nu sunt gândurile lui Dumnezeu. El a zis să te ferească Dumnezeu, așa zicem și noi. Și fiți foarte atenți. Când vei vedea vreodată, poate chiar un tânăr că pleacă la Domnul, tu zici, ăsta e un lucru rău. De unde știu dacă e un lucru rău? El e singurul care știe dacă e rău sau bun. El știe toate lucrurile. Pavel, când a fost lovit de un sol al satanei, nu a zis, băi, un lucru rău. Să ai un țepuș, slăbiciune, până un deranj. Doamne, dar aș fi mai eficient dacă nu m-ar durea pacipă la șele ceva, când mă ridic să predic, nu? Pavel, poate că, Doamne, aș fi mult mai eficient pentru lucrarea ta, e rău să mă doară, e mai bine să nu mă doară. Și Domnul zice, eu sunt cel care știu ce-i bine și ce-i rău. Pavele, dacă nu-i țepușul ăsta, o să te mândrești, o să mergi drept în ea, de-aia eu știu mai bine ca tine ce-i bine și ce-i rău. Și a zis, m-am rugat Domnului de 3 ori, Doamne, i-am țepușul, și Domnul mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, că și puterea mea în slăbiciune e făcută de săvârșită. Și Pavel zice, o, mă voi lăuda mult mai bun, mult mai mult cu slăbiciunile mele, ca puterea lui să rămână în mine, că și când sunt slab, atunci sunt tare. Știi ce se întâmplă? Am văzut că toți oamenii lui Dumnezeu, când au ajuns în conflict cu El, a fost o singură cale de rezolvare. Eu mă pocăiesc. Că întotdeauna eu să l-a greșit, totdeauna eu nu văd bine, El vede mai bine, El cunoaște mai bine. Doamne ajută-ne, amin? Când ajungi în conflict cu cuvântul Lui, El zice una, țin minte și eu m-am gândit mai de mult, mă, dar ce zice acolo în Biblie că nu e lușa, că să disciplinez copilul, că cu dragoste. Dar eu n-aveam prunci. Știți cum îi dăm noi lecții la Dumnezeu despre parenting, dar noi n-avem prunci. Dar nu e așa, că trebuie cu dragoste, cu așa. E, când am avut și eu prunci, când am avut odată pe unul, n-aveam copiii mei, dar mi-a trimis cineva pe unul să am grijă de el, n-am putut fără disciplină. Că acum nu iau, nu înseamnă tă să iei o joardă. Uneori n-ai voia asta, n-ai voia asta, disciplină, limite. N-aș fi putut altfel să zic, Doamne, sfințească-se numele Tău că le-ai pus în Biblie versetele. Că așa de bine. Totdeauna m-am pocăit, că pocăință înseamnă schimbarea gândirii, îmi schimb gândirea, îmi schimb perspectiva, cum zici tu, Doamne. Așa e cel mai bine, slăvit să fie numele Tău. Lasă-L pe Domnul să aducă schimbare. Când găsești ceva în Biblie și intră în conflict cu modul în care tu vezi lucrurile, tu trebuie să te pocăiești, nu Biblia. Țineți minte că era la școală un copil, ne povestea profesoara, nu mai țin minte până ce clasă, și zice că copilul ăsta a trecut pe lângă un stejar, l-a văzut așa mare, măroc, și lângă era o cultură de dovleci. Și s-a uitat, bă, dar cum stejarul ăsta așa mare, trunchi mare și face niște rode așa mici? Cum poate să facă un rod așa mic o ghindă? Și ăsta
Lujerul ăsta e așa subțirel și face dita mai bostanul, că nu se poate ridica, zice, cine a făcut pomul ăsta nu le-a făcut bine, trebuia bostanul să fie, dovleacul să fie în stejar și lujerul să facă ghin de miș, nu-i normal, nu-i logic, nu le-a gândit bine, și nu, conflict cu Dumnezeu. Și pe când stătea sub stejar, i-a picat o ghindă în cap și a venit mintea la cap și slavă Domnului că nu a fost bostan în stejar când spărgea capul. Facă Domnul predica asta să fie ca o ghindă pentru unii dintre voi care credeți că știți mai bine ca Domnul, care credeți că voi ați inventat roata, care credeți că nu. Când Domnul zice că bărbatul e capul soției, să nu crezi că se poate altfel. Domnul să-ți dea o ghindă în cap, să-ți vină mintea la loc și ție și mie. Că dacă ne dă un bostan e mai greu. Mai bine o ghindă, mai bine cu blândețe. Când Domnul zice că trebuie să te căsătorești în Domnul, nu știi mai bine ca El. Doamne, dar eu o să o pocăiesc. Căsătoria nu-i evangelizare. Să zici, Doamne, o aduc eu la Domnul. Nu-i nici binefacere, mă căsătoresc din milă. Te căsătorești în Domnul, nu într-o biserică, că poate fi în biserică să nu fie în Domnul. Să aibă o relație cu Domnul Iisus. Crede-mă, nu știi mai bine ca El. Când intri în conflict, nu crede, Doamne, El știu mai bine. Când Domnul zice cum să administrezi banii, cum să faci anumite lucruri, nu știi. Eu o să am ajuns la concluzie. Deci cum rezolv conflictele mele cu Dumnezeu? Prin pocăință. Mă pocăiesc în țărână și cenușă, la pământ. Și ce înseamnă în țărână? Una cu pământul, nu îndrăznesc o idee să o ridic împotriva ta, nu îndrăznesc un gând să ridic împotriva ta. Mă supun înaintea ta că tu știi toate lucrurile. Așa zice, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Tu cunoști toate lucrurile. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, să trăim în pocăință și ce vrei Tu în viața noastră e cel mai bun. Să primim voia Ta, să ne rugăm pentru voia Ta și să-ți mulțumim pentru toate. Cum am auzit la un preot ortodox despre întâmplarea asta, zice că era un om care totdeauna în gura lui lăudat să fie Domnul pentru tătie. Lăudat să fie Domnul pentru tătie. Și era slujitorul unui rege. Și tot lăudat, i-cam enervat pe unii în jurul lor că tot lăudat să fie Domnul pentru tătie, până când într-o zi... Regele și-a pierdut degetul la o vânătoare. Lăuda să fie Domnul, i-a ieșit, după aceea seama ce a zis, că era degetul lui rege. Lăuda să fie Domnul, pentru că când l-a auzit ăla, așa zici, în închisoare cu tine. S-a dus la vânătoare fără el. Acolo l-au prins canibalii și-au vrut să-l omoare și să-l sacrifice. Dar pentru că avea un defect, un cusur omenesc, nu l-au mai omorât, ci-au dat drumul să plece, că nu-i bun, că n-are un deget. L-a dus înapoi, ce mă, lăuda să fie Domnul pentru tătie dreptate, o să știu că dacă aveam tătie degetele, am era mort. Mai bine un deget și viu. N-a zis Domnul mai bine cu o mână și în rai decât cu amândouă și în iad. Nu le știe Domnul cu adevărat ce-i mai bine și ce-i rău în viața noastră. N-ar trebui eu să mă pocăiesc. Dar avea o nedumerire regele. Dar totuși, pentru tine de ce a fost mai bine în pușcărie? Păi eu le-am pătătie rece. Dacă eram cu tine, eu eram sacrificat. Lăudat să fie Domnul pentru toate. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos. Crede-mă, când ajungi și vei ajunge la conflicte cu Dumnezeu, fără să vrei, fără să realizezi, suntem mândri în firea noastră și ajungem de multe ori în conflicte, bazat pe ceva ce e scris, pe un cuvânt, pe voia Lui. Când ajungi, ține minte ce zic, să rezolvă conflictul numai prin pocăință. Când tu te pocăiești, slava Domnului vine peste tine. Azi când El s-a pocăit, azi ce a făcut Domnul? Acum mânia mea se redirecționează în altă parte, nu mai întreabă cu tine eu. Tu te-ai pocăit, ești prietenul meu, te și pun să te rogi pentru alții. Azi, vei să fii prieten cu Dumnezeu? Pocăiește-te. El are întotdeauna dreptate. El are întotdeauna dreptate. Amin? Deci conflictele cu Dumnezeu, despre asta e vorba în cartea lui Iov. Al doilea gen de conflicte pe care toți o să trecem sunt conflictele cu Satana. Dacă știți, cartea Iov începe chiar cu o discuție dintre Satana și Dumnezeu și Satana îl urăște pe Iov. Și-a vrut că să-l lovească. I-a lovit prunci, i-a lovit familia, i-a lovit pe el cu boală, doar să-l facă să blesteme pe Dumnezeu. Deci el era și într-un conflict cu Satana, indiferent dacă realiza sau conștientiza asta sau nu. Știți ce observ în finalul cărții? Nu mai apare Satana. Cartea începe cu Satana, dar nu mai apare. Pentru că între timp Iov l-a biruit și pe Satana. Conflictele cu cel rău, care vine să te atace cu frică, cu anxietate, cu tot felul de gânduri rele, cu gânduri întunecate. A avut gânduri depresive de-a lungul cărții, a vrut să moară, gânduri sinucigașe, zice, Doamne, aș vrea să mor, aș vrea să mă iei odată de pace, să mă duci. Gânduri negre, când vin
împotriva ta e satana cel care vrea. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu și când te convinge de păcat, uitați-vă la Iov, te înviorează. El și când îți aduce pocăință, el te mângă, el nu-ți dă în cap să te trăznească, lăudat să-i fie numele. Când sare cineva cu picioarele pe tine, nu-i Domnul, e satana, că el zice în Iov 16 așa, Domnul zice caută să mă sfâșie și scrâșnește din dinți împotriva mea. Fals, nu era Domnul, el nu știa primele două capitole din carte, el mai târziu le-a aflat de la Dumnezeu. El, dacă vreți să-l înțelegeți pe Iov, citiți cartea numai din capitolul 3. Primele două capitole nu-i corect, că noi vedem ce-i în culise. Satana lucrează subtil de multe ori, să nu știi cum lucrea și cum face. Și el mai târziu și-a dat seama, stai mă, zice, am vorbit, că aduc că îmi pun mâna la gură, că zăsă-i prostii, inclusiv aia a fost o prostie. Tu nu scrâșnești împotriva mea, pentru că auziți ce zice Domnul, Satano, uită-te că el este curat la suflet. Mă laud cu el. Dumnezeu se lăuda cu Iov, nu scrâșnea din dinți împotriva lui, nu voia să-l omoare, nu voia să-l sfâșie. Dumnezeu se lăuda cu el. El a avut o problemă de percepție. Satana vine cu imagini deformate asupra lui Dumnezeu, ca tu să crezi că Dumnezeu te urăște, îți vrea nu știu ce, îi conflict cu Satana când vin la nivelul minții tale. Dumnezeu te urăște, Dumnezeu nu o să te ajute, Dumnezeu o să te abandoneze, o să fii vai și amar, o să te calce în picioare. Înapoi a mea, Satano, în numele lui Iisus Hristos, amin? Că noi avem mai mult decât Iov, ne avem revelația, descoperire. El nu a avut-o, dragul de-l, de-aia îl înțeleg. Și de-aia sunt foarte atent când predic din cartea lui Iov, pentru că acolo sunt patru cuvântări, sunt cei trei prieteni a lui și a lui Iov. Iov zice că a vorbit și bine, dar și prostii. Trebuie să ai grijă ce predici de el, că el o zice și prostii. Nu lua motamo, că să mânie Domnul și pe tine ca pe Iov. După aia zice că ăștia care au vorbit cu el au vorbit mai prost ca el. Zice, voi nu ați vorbit așa de drept ca și el. Ai grijă ce e din cartea lui Iov, că nu au fost cuvântări drepte, din cauza faptului că Satan era în culisă și încerca să-l întoarcă pe om împotriva lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l trăznească. Dar uite că l-a biruit pe Satan. Și știți cum? La un moment dat este un verset în Biblie când zice Iov așa, fiți atenți cum l-a biruit. Prin credința lui în Dumnezeu, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Să crezi că Dumnezeu rămâne Domn și Stăpân chiar și atunci când nu înțelegi. Să crezi că Dumnezeu e bun cu tine și când îți dă rău. Zice, femeie, să primim de la Dumnezeu numai binele și rău, nu. Și când îmi trimite rău, el e tot Dumnezeu meu. Și când îmi trimite binele, e tot Dumnezeu meu. Prin credință l-a biruit pe Satan, lăudat să fie Domn. Chiar dacă n-a fost perfect, nu l-a biruit prin perfecțiunea comportamentului său. Tu nu o să-l bați pe Satana prin perfecțiunea comportamentului tău niciodată, pentru că ești imperfect în comportament, dar îl bați prin credința ta în Dumnezeu. El a rămas tare în credința lui, Dumnezeu meu e cu mine. Și auziți până unde merge, chiar dacă Dumnezeu m-ar omorâ, tot m-aș încrede în el. Auziți până unde a mers Iov, chiar dacă Dumnezeu m-ar omorâ, nu înțeleg de ce. A văzut că mai avea și el altercația lui, de aceea tot mă încred în el, tot el rămâne Dumnezeul meu. L-a biruit pe Satan, slăvit să fie Domnul. Așa că fii atent, conflictele cu Dumnezeu le rezolvi într-un singur fel, te pocăiești. Conflictele cu Satana le rezolvi într-un singur fel, prin credință. Prin credința în Dumnezeu l-ai biruit pe Satan. Auziți ce zice Apostolul Petru? 1 Petru, capitolul 5. O vreme de încercare peste biserica la care scrie Petru, zice, o încercare de foc, ceva ciudat peste ei, ce se întâmplă, toate lucrurile luat o razna în jurul meu, și auziți ce zice el. 1 Petru 5 cu 8, fiți streși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri trec prin aceleași suferințe. Iacov continuă, împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi pe la voi. E un singur mod prin care îl poți bate pe Satan. Ascultă-mă ce zic. Prin credința ta. E un singur lucru care îl biruie pe Satana, indiferent ce conflict ar fi, că e depresie, că e frică, că e ispită, că e păcat, că e minciună, că e amăgire, că e orice descurajare care o aduce împotriva ta. O singură cale ca să ieși din conflictul cu Satana este credința. Rostești credința, rostești cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință îl bați. Și îmi place cuvântul împotriviți-vă. Gândiți-vă la cuvântul împotriviți-vă. Înseamnă că eu sunt așezat într-o poziție și Satana vine împotriva mea să mă dea jos din poziția asta. Zice, voi trebuie doar să vă împotriviți, să rezistați în locul acela și el va pleca de la voi. Care e locul acela în care eu sunt așezat? Sunt așezat în carul lui Dumnezeu de victorie. Eu sunt așezat în victoria lui Iisus Hristos. Hristos l-a biruit pe Satan. Hristos l-a învins pe Satan. Eu sunt așezat în victoria lui și Satana nu mă poate învinge în numele lui Iisus Hristos. Amin?
Și când tu te împotrivești, tu nu te lupți, că de multe ori avem impresia că dacă facem noi ceva, îl vom bate pe Satana. Nu! Credința înseamnă El a făcut ceva și prin ce a făcut El, eu te bat pe tine, Satano! Nu-i prin ce am făcut eu, că te va specula Satana. Ascultați-mă, dacă te bazezi, te duci pe nisipuri mișcătoare și te bazezi pe ce ai făcut, tu ai grijă că astea sunt periculoase. Că mereu Satana îți va găsi ceva insuficient. Satana e expert în a te condamna. Cuvântul pârâș în Apocalipsă este un cuvânt legislativ, adică e martorul acuzării care aduce probe împotriva ta. Nu te ruga suficient dimineața, nu postești suficient dimineața, te văzui cum te rățoiești cu soțul tău, te văzui cum asta. Dacă te duci în zona asta și vrei să te împotrivești la Satana prin ceea ce ai făcut tu, te va înghiți ca un leu care răgnește. Dar dacă te poziționezi în Hristos, te bazezi pe ceea ce a făcut Hristos prin credință, Iisus te-a biruit, Satano, sângele Lui peste mine, dacă am făcut o problemă, El mă trage de urechi. Dacă am făcut o greșeală, El mă convinge, El mă transformă. Tu n-ai nici parte, nici sorți în viața mea. L-ai biruit pe Satan, lăudat să fie Domnul. Cel mai slab creștin e cel mai puternic dacă se bazează pe credința în Iisus Hristos. Iese cu noi în dimineața asta un frate care lucrează în penitenciare la trupele speciale de intervenție. Când îți recalcitranți ăștia pe acolo, intră acolo și mi-a arătat câteva videoclipuri și aseară. Și ei filmează videoclipurile când intră câte unul de ăsta să-l imobilizeze, le filmează ca să aibă probe că dacă l-au pățit ceva, își rupe el o mână, să taie el, să nu poată da vina că jandarmul și ăștia m-au executat pe mine. Și au zis că într-o filmare era unul care zbiera pe acolo și răgnea, făcea o grămadă de gălăgie, seamănă cu, nu? Răgnește ca un leu. Și zice, când ne-am dus la el, zice, răgnea că, zice, recunoașteți că eu sunt Dumnezeul acestei lumi. Noi acum știm că Biblia zice că Satana e Dumnezeul acestui veac și omul ăla era posedat de Satana. Și lui place să dea mare, să răgnească, să mâne, dar fii foarte. Și am zis, ce ai făcut? Păi ce l-am somat se potolească și nu a vrut să se potolească. Zic, și ce ai făcut? În 3 secunde l-am executat. În 3 secunde am sărit pe el. Ascultați-mă ce vă zic. Satana răgnește, dar invins. Satana e mânios, dar invins. Satana nu te poate birui dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos. Ascultă-mă ce zic. Satana nu te poate birui dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos. Voi l-ați biruit prin credința în El. Zice că Iisus l-a biruit la cruce prin sângele Lui și zice, El este judecat, Satana, e ca și închis, să zic așa, într-o închisoare, este judecat și e scos afară. N-are putere împotriva ta, are putere peste cei care nu sunt în Hristos, da, îi joacă în picioare, dar peste cei care se încred în Hristos n-are nici o putere, nici blestemele Lui, nici mânia Lui, nici visele Lui să piară din familia ta, nici atacurile Lui în numele Lui Iisus Hristos, amin? S-ar putea să nu înțelegi ce face Dumnezeu, nici nu trebuie, tu numai să crezi în El și în puterea Lui și Domnul te scapă de Satana. Dar m-am gândit eu la o chestie, dar dacă era asta, când ori intrat așa, că eu am văzut cum intrau cu scut, cu echipament, păi când intrau și o grămadă acolo și că erau armat, normal că în 3 secunde l-au executat pe ăla. Dar m-am gândit eu, dar dacă nu erai în echipamente, dar dacă erai unul la unul cu ăsta, cred că te executa ăsta cu tătie nebunile lui. Vreau să vă zic ceva. Tu nu-l poți bate pe Satana de unul singur. Când tu te încrezi în Dumnezeu, tu ești cât o armată. Știți ce zice David? David zice așa, o armată de artăbări împotriva mea, tot numai aștept, adică eu împotriva unei armate, eu sunt cât o armată dacă l-am pe Dumnezeu cu mine. Tu când crezi în Domnul Iisus Hristos, ascultă-mă, oricâți demoni ar fi împotriva ta, tu ești cât o armată, cerul ține cu tine, îngerii vin alături de tine, Duhul Sfânt e cu tine. Zici, sunt singur, soțul meu e plecat, păstorul e departe, nu contează. Când ți-ai pus credința în Iisus, trupele speciale ale cerului vin acolo, în 3 secunde maxim l-ai imobilizat pe Satan în numele lui Iisus, amin? Luptați-vă prin credință cu El, nu vă mai bazați pe voi, împotriviți-vă tare în credință și El va fugi de la voi. Crede că sângele lui Iisus te curăță de orice păcat. Crede că sângele meu, auzi, și dacă ar fi o pedeapsă, Satana vine la tine, te pedepsește Dumnezeu, nu-i treaba ta, înapoi a mea, Satan, o să-mi dea Domnul cât vrea, că de la El primesc, la tine nu primesc nimic. Corect? Bine, ce atac pătătie părțile, nu-l las că dează Dumnezeu. Înapoi mea, Satana, cu Dumnezeu meu e bun. Și când mă bate, e bun. Și toiagul lui mă mânghe. Și când mă disciplinează, mă mânghe. Și atunci e bun cu mine. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin? Respingeți toate lucrurile acestea prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Că spuneam la timpul de rugăciune, observați, Iisus nu se bate cu Satana. Iisus doar se arată și nimicește lucrurile diavolului.
Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrurile diavolului. În momentul în care tu crezi în El, El se arată în camera ta, El se arată în conflictele tale, El se arată în depresia ta, acolo în boala ta, în frica ta, în luptele ta, acolo în ispitele tale târât și poate pe viață și pe moarte, întrânte cu păcatul să birui. Încrede-te în Iisus Hristos că este bun, că a murit pentru tine, că a înviat din morți, că l-a birui pe Satan. Prezența Lui se arată și cum lumina nu se bate cu întunericul, doar se arată și face curățenie în cameră. Așa să se arate Dumnezeu în 2024 în viața ta. Crede în El și îl vei fi biruit pe Satan. Nimic nu-l poate bate. Ascultați-mă ce vă zic, religia nu-l poate bate. Predicile nu-l pot bate. Lucrurile nu-l pot bate. Credința ta îl biruie pe Satan. Singurul care îl bate. Credința în Iisus Hristos. Amin? A văzut telefonul la mine, vusei să vă arat ceva. Câți dintre voi aveți internet pe telefon, mânuța sus? Majoritatea. Fiți atenți, vreau să vă explic ceva cu credința. Cum noi, prin credință, accesăm puterea lui Dumnezeu, plinătatea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și Satan acolo te atacă la credință. Fii foarte. În momentul în care cineva a vrut să-mi trimită, nu știu ce fișiere, mi-a trimis ce fișiere, trebuia să le semnez ale astea. Dar noi eram bine conectat la internet. Dacă nu ești conectat la internet, ce mi se pare ciudat, fișierele sunt undeva pe-n văzduh, mă. Dar nu pot intra în telefonul tău. De ce le sunt în văzut? Dacă n-ai internet, nu pot intra nicio poză, niciun videoclip, niciun document, nimic. Ele sunt în văzduh, pe deasupra capului tău, pe undeva, pe jurul tău, nu le vezi, dar nu le poți accesa dacă nu ești conectat la internet, dacă n-ai date mobile activate, dacă n-ai Wi-Fi activat wireless, dacă nu ești conectat la internet, nu poți. În momentul în care te-ai conectat la internet, tâm, notificări cum vin, să descarcă acolo. Vreau să vă zic ceva. Dumnezeu în Hristos ne-a binecuvântat în văzduh, în locurile cerești, cu tot felul de binecuvântări. Deasupra capului tău plutește purtarea de grijă a lui Dumnezeu, deasupra capului tău plutește pacea, bucuria, binecuvântarea, plinătatea Duhului Sfânt, puterea, îndrăzneala. El ți-a dat tot ce ai nevoie ca să trăiești o viață plină de putere și de binecuvântare, dar nu le poți accesa până nu te conectezi prin credință la El. Când tu te încrezi în Iisus, prezența Lui se manifestă în viața ta, slăvit să fie Domnul. Și când El se arată, diavolul dispare. Când El se arată, depresia dispare. Când El se arată, lucrările diavolului dispar, slăvit să-i fie numele în veci. De-aia încrede-te în Iisus Hristos. Ca să ai o credință tare, că zicem potriviți-vă tare în credință, îți trebuie câteva lucruri. Gândiți-vă la internet. Eu nu pot să am internet bun dacă mă duc în zone fără semnal, corect? Te duci pe undeva pe Chișcău, pe acolo nu mai merge, pe acolo numai cu Digi, așa e frate Vișu. Deci te duci în anumite zone, nu mai ai semnal. Ascultați-mă ce vă zic. Dacă vrei credință tare, n-ai ce căuta în anturaje rele, că pierzi semnalul. Dacă vrei credință tare, n-ai ce asculta muzică neduhovnicească, că pierzi semnalul. Nu mai ai tu credință după aia să-i zici lui Satana înapoi a mea, ci că dar de unde, din portofelul tău să plec sau din telefonul tău sau de unde să ies afară, că-s păsătot în jurul tău. Am în viața ta o grămadă de cârlige, să n-ai bă Satana nimic în viața ta, amin? Ești din bârfă, ești din zone că greu după ce te-ai mânjit cu bârfă pe la gură, ești numai plin de bârfă, greu e să-i mai zici tu înapoi a mea asta, dar și până stomacul tău îți băga, de unde să ies, că-ți pătătie părțile, te slăbește, te acuză, te apasă, fii sfânt, caută voia lui Dumnezeu și când ești în voia lui Dumnezeu, când cauți prezența lui, ești tare în credință, înapoi a mea diavole, în numele lui Iisus Hristos, amin? Tare în credință înseamnă să ai semnal bun, stai pe lângă Domnul. Tare în credință, fiți atenți ce mai înseamnă. Ca și la internet, că vă dau exemplu cu internetul. Îți trebuie semnal bun și îți mai trebuie să-ți reîncarci. Că ești pe abonament, trebuie să-l plătești. Că ești pe prepaid, trebuie să mergi să reîncarci. Altfel nu mai ai date mobile. Nu-ți mai... Corect sau nu? Și wireless de-aia avea și ăla trăplătit. Tot e trăplătite. Ascultați-mă ce vă zic. Dacă vrei credință tare, trebuie alimentată. Trebuie rugăciune, trebuie citirea Bibliei, credința vine în urma auzirii cuvântului și prin cuvântul lui Hristos. Trebuie să vii la biserică, trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu, credința ta devine puternică. Și când ești plin de ungerea Lui, când ești plin de Duhul Lui, când stai în post și rugăciune, credința ta e puternică. Și când credința ta e puternică, Dumnezeu se arată și când Dumnezeu se arată, diavolul dispare. Slăvit să-i fie numele, amin? Conflictele cu Satana de orice fel ați avea, că vin pe-n prunce voi și ca mamă tu simți, bă, acii mai mult decât un plâns. Ca soție, ca soț, simți că ceva nu e în regulă. Conflictele vin, Satana te urăște, nu trebuie să-l urăști tu, că te urăște el deja pe tine. Conflictele cu el vor veni, nu o să scapi de ele cât treci pe pământul ăsta. Îl birui numai prin credința în Iisus Hristos. Fă bine și stai pe lângă Domnul, să ai credință tare, alimentează-te cu cuvânt, dar fiți foarte atenți. Să nu vă bazați pe rugăciunea voastră, că e așa de șmecher Satana, uneori vine ca leu, alteori vine ca șarpe. Leu răgnește, șarpele e șmecher.
Și zice, mă, dar cât te rugași tu, am chiar că ești tare, ești mai tare ca Satana. Și te-a făcut să trădezi încrederea ta din Hristos pe rugăciune, că te-ai încrezut în rugăciune. Credința ta să fie exclusiv numai în Iisus. Eu când mă rog, doar mă conectez la El. Eu când postesc, doar mă conectez la El. Nu postul-i mântuitorul meu. Nu venitul la biserică-i mântuitorul meu. Nu cititul Bibliei-i mântuitorul meu. Iisus-i mântuitorul meu. Slăvit să-i fie numele. Mă încred în exclusivitate numai în El. Și prin credința în El, aleluia, că ăia de la trupele speciale, strigă El că strigă, e adevărat că strigă. E adevărat că ne-ar rupe, ne-ar înghiți, zice Petru, dacă ar putea. Vă dați seama, nici să nu mai mestești, mă, zice, să te înghită. Deci așa foame să aibă împotriva ta și ură, să te înghită. E adevărat, dar e adevărat că n-ar nicio putere peste mine, că a fost judecat de Iisus Hristos, dezbrăcat de putere și autoritate. Și eu stau în credința în Domnul Iisus și spun, sângele lui Iisus te-a biruit, Satan. Numele lui Iisus este mai puternic decât tine. Numele lui ieși afară din casa mea. Numele lui Iisus ieși afară din familia mea. El m-a mântuit, El mă acoperă cu armura Lui. Credința mi este ca un scut, mă încred în Domnul. Nu știu ce va face, nu știu cum va lucra, dar Domnul este cu mine. Prin credință birui lumea, prin credință îl birui pe Satan, prin credință ies demoni afară. Nu pot rezista în fața gloriei lui Dumnezeu, lăuda să-i fie numele. Tot ce trebuie să faci să fii conectat la Dumnezeu, ca telefonul conectat la satelit prin internet. Eu sunt conectat la Hristos prin credința în El și în promisiunile Lui, amin? Hrănește-ți credința în 2024, să fii puternic. Conflictele cu oamenii. Sunt patru feluri de conflicte în cartea Iov. Conflictele cu Dumnezeu se rezolvă prin pocăință, conflictele cu Satana se rezolvă prin credință, numai prin credință, n-am văzut altfel. Vă zic sincer, poți să te iei tu cu două cu tine, Satana, nu pleacă el că de astea, mă. În numele lui Iisus mă încred, o plecat, gata. Înțelegi? Conflictele cu oamenii, ia fiți atenți, au avut conflicte Iov cu oamenii, oi câte, și cu soția lui. Și soția lui a zis, mai bine mori decât să trăiești. Voi vă dați seama. Au avut conflicte cu prietenii lui, zice, ce mângâietor, ce prieten sunteți voi, vai și amar, așa prieteni, mai bine să n-ai. Au zis, citiți să vedeți, parafrazez eu cuvintele lui, dar zice, vai și amar, așa aș vorbi eu ca și voi. Apoi zice că erau unii care zice, nu i-aș fi băgat nici câini în turma mea, și acum ei fac manele pe seama mea, cântau despre Iov pe acolo și își băteau joc. Deci probleme, zice, vechiul lui prieten s-a întors, pe unde au fost plecați. Conflicte și certuri au avut. Toată cartea Iov despre conflictele cu Dumnezeu, despre conflictele cu Satana și despre conflictele cu oamenii. Fiți atenți la ceva. El nu a rezolvat conflictele cu oamenii, deși s-au bătut în discuții și în comunicare și e bine, dacă ai un conflict cu cineva, e bine să vorbești cu el. E foarte bine. Dar ascultați-mă, să comunici doar nu e suficient ca să se rezolve conflictul. E nevoie de un element cheie. Știți care e elementul acela? Auziți ce zice? În capitolul 42, versetul 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, după ce s-a rugat rugăciunea, fiți foarte atenți, versetul 11. Frații, surorile și vechii lui prieteni au venit înapoi să-l vadă. Vreau să vă zic ceva. Dacă nu vei pune accent pe rugăciune în conflictele cu oamenii, nu o să rezolve. Slabe șanse, poate se mai rezolvă așa câte unul din comunicare. Rugăciunea este esențială dacă ai conflicte cu soțul, cu copilul, cu prietenii, cu frații în biserică, cu vecinii, cu angajații, cu colegii de muncă. Trebuie să te bazezi pe rugăciune. De ce? Fiți foarte atenți. Dacă eu discut cu cineva, îi ceva, că explic problema mea, explic cum văd eu lucrurile. Bă, uite, mă făcut nu știu ce, mă rog, mai deranjat, mai ofensat, mai insultat. Dar nu e suficient, fiți atenți de ce? Pentru că s-ar putea ca eu să cred că 100% el e cel greșit și eu sunt cel bun. Și să nu fie așa, pentru că eu era 100% convins că el nu a greșit cu nimic, numai prietenii lui. Prietenii lui erau 100% convinși că ei sunt ăia drept și el ia la rău. Nici unul dintre ei nu era bun, toți erau greșiți. Vă zic sincer, în conflictele din căsnicie, să nu care cumva să credeți că unul e bun și unul e rău. Nici unul nu e bun. Vorba fratelui Vladimir, care are multe perle, omul acesta, îl iubesc. Zice, Dani, zice, când o să analizez căsnicie, să știi că sunt numai două culori, negru și gri. Negru și alb n-ai să găsești niciodată. Maxim gri, maxim gri. Tăța o parte de vină. Auziți ce zice Solomon în Proverbe, capitolul 18. Proverbe, capitolul 18, versetul 17. O, cât de adevărat l-am văzut ăsta în viața mea, în viața altora. Proverbe 18 cu 17. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare
Care dreptate? Când vorbește primul, bă, uite ce mi s-a întâmplat, uite ce mi-a făcut ăla, uite ce-o zis de mine. Tu l-ascult și maică, nu ți-i și milă, îți vine să te predai, îți vine să faci pe avocatul lui, mă duc eu și-l pun la punct, că, bă, uite ce-o făcut la ăsta. Dar auziți, vine celălalt, stai să spun și-o versiunea mea, știi că m-a furat, știi că m-a mințit, știi cât am... Și zice, și le ia la cercetare și apoi după aia, eu de aia nu mă mai arunc. Zic, nu poate să vină și celălalt să auzi, m-am bele părți. La fel Dumnezeu a ascultat și pe unii și pe alții. Zice, tu n-ai vorbit drept, tu n-ai vorbit la fel de drept. Voi sunteți mai negri, dar nici el nu e alb. Și el e greșit. Deci, toți suntem greșiți. De câte ori am pățit, mă duc și comunic. Ce comunic dacă eu comunic prost? Că am impresia că am dreptate și că încolo nu am. Fiți atenți ce face rugăciunea. Îmi deschide ochii să văd cauza certurilor, pentru că orice ceartă se iscă dintr-o motivație. Și rugăciunea, când eu mă rog, Dumnezeu îmi deschide ochii, mă, Dani, vrei tu să scoți paiul din ochiul fratelui tău, dar nu vezi bârna dintr-al tău? Omul care nu se roagă, nu-și vede niciodată, notați ce vă zic, e atât de adevărat și vă va ajuta în 2024. Omul care nu se roagă, nu-și va vedea niciodată partea lui de vină. El tot comunică, frate, eu am zis, ce ai zis? Versiunea ta imperfectă, versiunea ta care pare că are dreptate. Până nu te vei ruga, Dumnezeu nu îți va vorbi. Cu omul care nu se roagă, e mândru. Omul care se roagă, e smerit. Doamne, nu sunt capabil nici să soluționez un conflict fără ajutorul tău. Omul care se pune pe genunchi, recunoaște, Doamne, ajută-mă tu să rezolv conflictul acesta. Și când te rogi, Dumnezeu îți dă har. Dumnezeu îți descoperă, mă, Dani, uita ce-i problema ta. Că zicea Billy Graham odată că în vremea lui a fost un rugbyist, zice că o citit el în ziar, zice rugbyistul ăsta, știți la rugby, e fotbalul ăla, că ei minge acest sub braț, să ia măruci așa, să bagă unul în altul, conflicte, seamă tare bine cu conflictele noastre cu oamenii, nu? Soțul se mai trece dimineața cu soția și parcă așa se auzi, la tackling-uri de la se bage unul în altul. Și într-un conflict, a ajuns el cumva amețit, a luat mingea, a văzut calea liberă, că trebuie să fugi până în poarta cealaltă, a fugit vreo 50 de iarzi, jumătate de teren, a lovit la pământ, așa înscrie acolo, așa dai gol, și bucuros o ridica mâinile că o dat touchdown. Când colo și-a dat seama că o dat în poarta lui și a dat autogol. Ascultați-mă ce vă zic. Cam așa suntem noi în căsnicie, cam așa suntem noi în biserică. Convinși că mergem în direcția bună. Convinși că Dumnezeu e cu noi. Convinși că cu noi, zice Iov către și așa, ați zice că voi sunteți neamă omenești, că dacă muriți voi, muriți și înțelepciunea. Așa vorbeau ei. Ai impresia că ei, nimeni nu, ei sunt adevărul absolut. Ei întotdeauna au dreptate. Asta e mândrie și am veac nu se roagă și am mereu știu, las că-l pune la punct. Și te trezești după aceea cu amar că îți dă duș autogol. Și te-ai mai făcut și de rușine la toată lumea că ai greșit. N-ai vrea să te rogi de am încolo, Doamne ajută-mă, arată-mi cauza, nu cumva sunt eu cauza certurilor, nu cumva și din cauza mea îi gazul pe foc, nu cumva și eu am partea mea de vină. Treaba celuilalt ce parte are el pe mine mă interesează bârna din ochiul meu, cei mai mare, bârna sau paiul? Bârna e mare. Dar interesant că vedem mai repede micile defecte ale celorlalți și suntem atât de orbi în a vedea marile noastre defecte. Alergăm, omul ăla ruibistul ăla, a fost sincer, a fost greșit. Eu te cred că tu ești sincer, frate, eu sincer, ești sincer greșit. Ești un om sincer de greșit, grozav de greșit și îți vei da autogol. Căsnicia ta va lua gol, familia ta va lua gol, afacerea ta va lua gol, îți vei da autogol în biserică. Că te lupți cu cine trebuie, că nu știi cauza. Și când nu știi cauza, atât acolo să dai cu capul. Dumnezeu, când tu te rogi, îți poate descoperi care-i baiul tău, care-i baiul celuilalt. Dacă nu, cumva e un atac demonic. Că de multe ori zici, mă, dar de la nimicurile astea, nu mai vorbesc de ani de zile, de la nimicurile astea să certați în biserică, să certați în familie, de la nimicuri, dar ascultați-mă, sub nimic întotdeauna e o cauză și numai oamenii care se roagă au lumina și discernământul de la Domnul. Țineți minte Titanicul cât a fost el de mare. Cum n-a văzut el nimicul ăla, o leacă de ghețar deasupra? La suprafață nu se vedea, că dacă l-aș fi văzut, levita, dacă era un munte, nu? Dar a fost mic. S-a băgat în ceva mic, într-un nimic, și s-a scufundat Titanicul. Căsnicia ta, care e cât un Titanic, se poate scufunda prin lucruri mici. Biserica, care e cât un Titanic, se poate scufunda prin lucruri mici. Când n-ai cap să te rogi, să spui, Doamne, dă minte, nu cumva eu sunt icebergul care scufundă biserica, nu cumva eu sunt icebergul care scufundă căsnicia, că sub apă, ascultați-mă, la suprafață icebergul e numai puțin, dar sub apă e dita mai problema. Când tu te rogi, Dumnezeu descoperi, stai un pic, că e dita mai mândria la tine, e dita mai orgoliu care nu se vede, numai oamenii care se roagă. Și mi-am dat seama câtă nevoie am să mă rog în mod constant, Doamne, nu cumva sunt eu, nu cumva eu-s de vină, nu cumva la mine e buba, nu cumva la mine e baiul, ce e aici? Descoperi, uneori Dumnezeu descoperi, vezi că e satana și atunci știi măcar,
mă, nu mai te cerți, am mult mai te iei de cap, că ăsta pe-n zonă, pace și taci, că îți dai seama că nu el, că sub apă, da, Domnul te face scafandru când te rogi. Și vezi, oba, zai că ocolim, ferește-te de certuri, nu mai faci cu Titanicul meu așa. Ce-o zis Titanicul? A, ce e aici bucățica asta că trecem păstă? Ia, ascultă-mă, sunt zone când te rogi, Domnul, nu treci păstă, te duci pe lângă. Și ai plecat mai departe. Dumnezeu îți dă înțelepciune. Amin, frații mei? Cum se rezolvă conflictele cu oameni? Neapărat rugăciune. Au vorbit Iov, ascultați-mă. Iov a vorbit zeci de capitole și nu a rezolvat nimic. S-a rugat și într-un verset a rezolvat și nu a rezolvat în zeci de capitole. Și dați seama, stai mă că și eu am vina mea, îmi rezolv partea mea, stai că și eu au vina lor, îmi rezolvăm partea lor. După aia când te rogi, nu-ți descoperi Dumnezeu numai cauza, Dumnezeu îți descoperă și soluția. Nu-i frumos, Domnul, că îți descoperă și soluția? Dacă vezi că ăla-i de vină, vezi că tu ești de vină, vezi că ce-i baiul tău. De câte ori am fost atât de convins într-o altercație cu soția mea că eu am dreptate? Mă duceam totuși să mă rog, numai să verific, oricum știam că Domnul îmi va da dreptate. Oricum știam că Domnul îmi va da mie dreptate, doar el ține cu bărbații, nu? Și zice, Domnul, către mine ai greșit. Uai, ce mare să te duci să spui, greșit, soția mea. Dar uai bine îi face căsniciei tale. Rogă-te, că nu cumva ești tu icebergul care scufundă căsnicia. Ia vezi, rogă-te. Zici, acum când zic lucrul ăsta, zici, ioi bine îi vorbești la soțul meu, tu ca soție. Și soțul zice, ioi bine îi vorbești la soție. Încă n-ai priceput predica. Încă n-ai priceput că e vorba de tine. Chiar nu e vorba de altcineva. Chiar tu ești icebergul, ci de la nimicuri. O vorbă, da, e adevărat, dar în spate la nimicul ăla e dit-o, măi, mândria, că nu zice ție o femeie ce să faci, nu zice ție un bărbat ce să faci, că tu ești din familie de bogați. Smerește-te să se topească mândria din noi, să facem cale deschisă lucrării lui Dumnezeu, amin? Prin mândrie se stârnesc numai certuri, zice Biblia, Doamne, ai milă de noi. Domnul îți descoperă și soluția, Doamne, te iubesc, că tu ai și soluții. Da, e fain să știi, bă, eu-s vina, eu-s buba, că știi să nu te mai bați. Știi să nu te mai, să eviți anumite lucruri. Dar fiți atent soluția. Zice în Geneza 13, că era un scandal în familia lui Avram, Geneza 13 cu 7, și zice așa, s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Nu vi se pare interesant că dintre toți în conflictul ăsta, Avram a luat inițiativa și a găsit o soluție ca să nu mai fie ceartă? Ce suntem frați, mă? Râd e lumea de noi. Dar ce frumos, cananiți erau în țară. Și știți ce fac cananiții? Să uită la tine ceva. Ia cum să ceartă ăștia, mă. Ia cum, bă. Vecinii mai trag urechea. Ia, mă, că și ăștia, mă. Înțelegi? Nu vi se pare interesant cum scrie? Zice, așa s-au certat cananiții erau în țară și ei se uită la televizor. Tu ești televizorul lor. Tu ești, hai să mai schimbăm și la ceilalți, vedem mai la ce mai zic. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Și Avram a zis, bă, dar suntem frați, mă, Avram a fost deștept, mă, dar suntem frați, mă, nu se merită, hai să fim pocăiți, mai să fim, să dăm un exemplu. Dar știți de ce Avram a luat inițiativa? Citiți câteva versete mai sus și o să vedeți de ce. Avram, zice, a zidit un altar și a chemat numele Domnului. Omul care se roagă, care are o viață de rugăciune, are lumină și discernământ de la Dumnezeu. Lot nu a zidit un altar, Lot nu s-a rugat, el întotdeauna are dreptate și dacă n-ar fi intervenit Avram să luau de cap și să făceau vai și amar mărturia lui Dumnezeu între cananiți. Când tu te vei ruga, Dumnezeu îți va descoperi soluții. Nu vă place vorba? Mai bine, hai să facem asta. Dumnezeu îți arată ceea ce e bine și ceea ce e mai bine. Uneori după ce te rogi, Dumnezeu descoperă, mă, e mai bine să taci sau alteori e mai bine să vorbești. Nu întotdeauna e mai bine să vorbești, uneori e mai bine să taci. Și ai rezolvat, aia e soluția, taci. Și Domnul îți dă și putere, că dacă te rogi îți dă putere. Sau îți arată să vorbești. Uneori, fiți foarte atenți, Dumnezeu îți va zice, e bine să te lupți pentru cauza asta, până în pânzele albe. Alteori îți va zice, mai bine luptă-te pentru persoană. Hai să vă explic. Orice ceartă are o cauză, un motiv. Uneori motivul certei tale e mai important decât persoana cu care te cerți. Ascultați-mă, vă șochează poate. Țineți minte ce a zis Domnul Iisus Hristos? Credeți că am venit să aduc pacea? Nu, am venit să aduc sabia. Va fi dezbinare în casă. 5 vor fi împotriva 3 și 3 împotriva 2. Că cine nu mă iubește mai mult decât pe mamă, pe tată, nu-i vrednic de mine. Adică, sunt unele cauze, când e vorba de pocăința ta, tată, vreau să mă pocăiești, ai tu să ceartă cu tine. Zice Domnul, mai bine te luți pentru cauza asta decât pentru taică-tu. Adică, când ajungi să se bată cap în cap Domnul și persoana ta dragă, tu trebuie să renunți la persoana dragă, să nu ții așa de mult la ea, cât să ții la el. De aia vă zic, uneori când te rogi, Dumnezeu zice, asta e o cauză nobilă, sfântă, se merită să faci război sfânt până în pânzele albe. Corect? Alte ori zice Dumnezeu, nu merită să te omori pentru chestia asta.
că e mai importantă persoana decât cauza. Cum știi diferența? Numai dacă te rogi și stai în cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai părtășie cu El. Uneori cauza e mai importantă decât persoana, alteori persoana e mai importantă decât cauza. Uneori bisericile se rupă chestii de nimic. Că ia galadiții cu efraimiții care s-au bătut, că nu știa zică sibolet sau șibolet, pe o virgulă, s-au omorât 42.000, s-au omoară pe virgule unii, pe tot felul de nimicuri, de lucruri, nu se merită. Pentru Evanghelie, da. Iisus Hristos este Domnul, da. Singura cale de mântuire, Iisus, amin, da. Pentru asta să murim, pentru asta renunțăm la tată, la mamă, la orice. Pentru pocăință și botezul în apă, da, să merită, să renunț la soție, la copil, la tot, da. Dar sunt nimicuri pentru care nu se merită. Mai bine renunți la ele și când te rogi. Avram a înțeles, ne certăm pentru pășunie. Du-te, mă, ia-ți, ce pășunie vrei tu? Vrei la stânga? Du-te. Domnul îți va da înțeles. Uneori noi ne luptăm pentru nimicuri. Și nu ne luptăm pentru lucruri care contează. Zicea vorbim că el în biserică a fost o familie care au ajuns la divorț din cauza unui șoarece. Că ei la 20 de ani au intrat șoarecele în casă și au zis unul că a ieșit din gaură din stânga și celălalt că a ieșit din gaură din dreapta. Oameni buni, voi vă dați seama. Și atâta s-au certat că a ieșit din stânga și din dreapta. Avram o știu diferența dintre stânga și dreapta. Și bă, dar nu contează stânga și dreapta, mă, nu. Sunt unele certuri nu se merită. Bă, nu contează din care au intrat, hai să le înfundăm pe amândouă. Nu a fost niciunul între iluminat să aibă lumina. Bă, dar nu contează pe unde a intrat, contează că a intrat. Hai să scăpăm de ele. Amin? Zice că după 40 de ani s-au întâlnit, zice Vurman, zice, bă, dar proști am fost noi, cum ne-am despărțit noi, hai să ne împăcăm înapoi, zice, da, mă, hai că vreau să ne împăcăm înapoi. Cum ne-am certat noi cu ieșit șoarcel din stânga și arunce, cum mă din stânga, că din dreapta au ieșit. Deci după 40 de ani încă nu au făcut diferența. Vă rog, în numele Domnului, faceți diferența și nu vă certați pentru lucruri care nu contează. Mai bine dă-l-e stânga, du-te, zice Avram, stânga, du-te stânga, mă, pricep? Dreapta lor, du-te, nu contează, nu se merită, sunt unele lucruri care nu contează, Doamne, dar dacă nu te rogi, nu pricepi, nu vezi soluția. Vreau să vă mai zic ceva legat de împăcare, dar nu mai zic ca să închei ultimul punct. Deci aici să vedem cele mai mari conflicte din viața unui om, conflictele cu Dumnezeu se rezolvă prin pocăință. De ce? Că întotdeauna eu sunt cel? Simplu, nu? Chiar și când crezi că ai dreptate, tu greșești. Prin pocăință. Conflictele cu Satana se rezolvă prin credință, numai prin credință. Ne conectăm la Dumnezeu și prin credință El se arată și îl biruie pe Satan. Conflictele cu oamenii se rezolvă cel mai bine prin rugăciune. Ne rugăm și Domnul ne deschide ochii să vedem cauza, bă, de ce ne certăm noi aici? Șoarecele. Contează mai să punem beton pe toate gropile. Mai importantă soția ca șoarecele, mai importantă soția ca dreptatea ta. Uneori e mai important să câștigi omul decât argumentul. Poți să câștigi o discuție, o conversație și să pierzi relația, n-ai făcut nimic, ce Domnul, ești un pierzător. Sau poți să pierzi conversația și să câștigi un om și Domnul zică, place. Uneori ne batem pentru dreptate. Domnul zice, când a venit la noi, nu și-a arătat dreptatea la cruce, ci și-a arătat dragostea față de noi. Uneori trebuie să câștige dragostea, lasă-mă că e mai important omul. Mai trebuie să mă atunci, își va da el seama că a ieșit din gaura din stânga. Mă rog pentru tine să-ți dea Domnul descoperire că a ieșit din gaura din stânga. Nu contează de unde, contează să rămânem împreună. Și ultimul conflict, conflictele cu noi înșine, în 3-4 minute îl închei. Foarte important și asta. Știți că Iov a avut un conflict și cu el însuși? S-a urât Iov. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, mai bine nu mă nășteam. O zis despre trupul lui că îl disprețuiește. Nu-i place, ce urăsc oasele astea. Să uita la el slăbit de boală, dispreț. M-am uitat că unele conflicte ale noastre sunt cu noi. Nu știu dacă va fi dușman mai mare al nostru ca și noi înșine. Disprețul față de cum arăți, disprețul față de coeficientul tău de inteligență, față de banii tăi, mereu te disprețuiești. Zicea un om al lui Dumnezeu, zice că s-a născut, avea o problemă din naștere la ochi, stătea ochiul un pic închis așa și mărturisea cum copiii lui își băteau joc de la școală. Avea 13 anișori când își dorea să moară și mi-era frică să mă sinucid că era din familie de pocăiți. Dar o zi, Doamne, dă-o moară-mă odată, ca Iov, atâta pocăință a avut Iov să nu-și bage cuțitul în vene. Dar o zi, bagă-mi-l tu, Doamne. Înțelegi? După ce mă mai ții în viață? Urăsc să trăiesc. Când aud lucrurile astea, mi-aduc aminte de îndrăcitul din Gadara care zice că își tăia pielea. Demonii aduc ură față de tine. Când nu te poți suporta, când nu poți să suporți greutatea ta, felul în care arăți, e bine să fii cumpătat, Domnul să-ți dea lumină, e bine să te îngrijești. Dar ascultă-mă, când nu te poți, e ceva demonic acolo, care aduce peste tine o percepție deformată, să te urăști. E de sorginte demonică, asta vreau să vă zic. Și omul s-a ajuns acolo să se consideră inutil, nu știu după ce greșesc, Dumnezeu a făcut o greșeală, se ura pe sine. Nu voia să fac nimic bun. Deci au încercat în biserică, hai să fac și eu ceva în biserică. Și când s-au dus la închinare, o să la ieșea forn.
nu ești bun de nimic. Dar lasă-mă la sunet, dar păi dacă nu ești bun aici, nu ești bun nici acolo, eu zis. No, mulțumesc. Deci, înțelegi, eu confirmat toate conflictele lui interioare. S-a întâlnit cu Domnul la 14 ani. Dumnezeu l-a reabilitat, l-a vindecat, vindecă-ți Dumnezeu inima aia, care nu te poate iubi, să vezi că Dumnezeu zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu vrea să te iubești ca să poți iubi și pe alții. Oamenii care se urăsc pe ei nu-i pot iubi pe alții, îi urăsc pe alții. Îs repulsiv față de alții. Știți ce a făcut Dumnezeu din omul ăsta, cu ochiul lui așa, pe jumate deschis? Unul din cei mai mari predicatori din zilele noastre. Îl folosește Dumnezeu cu o putere extraordinară, extraordinară, extraordinară. Știi ce poate face Dumnezeu prin tine? Dar Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii. Hei, Iov! Și ce îmi place de Iov? El și că îi urâi, că îi disprețuiește, că ce rost, duhoarea mea. Deci, mă rog, nici nu-l condamn, că situația în care el boală și mai departe. Dar nu-i bine. Fiți atenți, zice Biblia că i-a dat Dumnezeu fete și că în toată țara aia nu erau fete așa de frumoase ca fetele lui. Eu vă zic ceva. Fata de obicei pe cine seamănă? Pe mamă sau pe tată? Ziceți voi. Pe tată. Se întâmplă să mai semene și pe mamă, dar mă gândesc că din trei una semăna și pe taică-su, dacă nu două. Dacă fetele lui nu erau așa frumoase în toată țara și semănau pe el, cum știm noi, cum era eu, frumos sau urât? Nu de la dracu vin gândirile că ești urât, nu de la dracu vin ideile că nu ești bun de nimic, mustră-l Domnul pe satana. Ieși din conflictele astea cu tine însuți în care te urăști și te disprețuiești, că ăla care ce disprețuiesc coasele mele ce ai eu. Deci Domnul, ba, învață, că ce nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl iubește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Să o dragoste sănătoasă, nu ia o dragoste exagerată față de ei și a trebuit să se pocăiască. De vorbesc de o dragoste sănătoasă. Mulțumesc, Doamne. Auziți ce zice David, știi cum rezolvi conflictele cu tine însuți? Psalmul 139, versetul 13. Fiți atenți ce zice David, Psalmul 139, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichii și tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine. Minunate sunt lucrările, adică sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede nu trupul, ci sufletul. Știți cum se rezolvă conflictele interioare? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt ce zice Dumnezeu despre mine. Nu ce zic zăpăciția de la școală, nu ce zice unul și altul că nu ești bun de nimic, nu ce zice unul într-un moment de neinspirație. Eu sunt ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te la tine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice că ești o făptură așa de minunată. Lăudați să fie Domnul. Și dacă am o, ce sunt e minunat, dar cum o fi dincolo când ne va da un trup de slavă? Lăudați să fie numele Domnului. Amin? Când ai neiertare față de tine și ai un conflict cu tine că nu te poți ierta, smerește-te în fața cuvântului și spune: dacă Dumnezeu zice că mă iartă, dacă mă pocăiesc și mă mărturisesc, cine sunt eu să nu mă iert pe mine? Cuvântul tău, Doamne, are dreptate, mă iert pe mine. Dacă tu te condamni pe tine și Domnul zice, nu te mai condamna, că te-am iertat, te-am eliberat. Doamne, mă supun sub cuvântul tău. Spurgeon spunea despre versetul acela din Ioan, când zice că dacă inima ta te condamnă, nu inima ta este ultima instanță de judecată, că Dumnezeu e mai mare ca inima ta, zice Ioan, și El cunoaște toate lucrurile. Spunea Spurgeon așa de fain, zice, inima noastră este ca o curte inferioară de judecată. Cum te duce la o judecătorie de asta mai micuță? Este una la Pitești, nu? Parcă acolo e cea mai înaltă curte de casație. Este Tribunalul Suprem, sau în America, cum e Curtea Supremă care îi decid. Ascultă-mă, zicea Spurgeon. Aici se mai judecă anumite cazuri, inima ta le mai dă bine, dar le mai dă și greșit, că nu le are bine. Deci trimite toate cazurile tale la Dumnezeu, El e Curtea Supremă. Și dacă El te declară păcătos, pocăiește-te. Dacă cuvântul Lui te declară neprihănit că te-i pocăiești și ai de tare, supune-te cuvântului Său, că El are dreptate, El e mai mare ca inima ta. Și am văzut că orice conflict care l-ai cu tine însuți îl rezolvi numai prin cuvântul Lui Dumnezeu. Te așezi sub cuvântul Lui. Pavel o zi zice, eu nu mă mai judec pe mine însumi, că dau pe lângă câteodată. Mă văd bun și El zice, ce ești rău, trebuie să te pocăiești. Alteori mă văd rău și de obicei, ce ești bun. Zice, ești bun, hai să facem treabă, nu Doamne, că e o stârpitură. Zice, nu mă mai judec pe mine, dar nu pentru asta sunt neprihănit. Cel ce mă judec este Domnul. Ce zice, eu sunt ce zice Dumnezeu despre mine. Eu pot ce zice Dumnezeu că pot. Eu am ce zice Dumnezeu că am. Haleluia! Lăudați fie Domnul, amin? Ne ridicăm în picioare la o rugăciune. Nu știu în ce conflict ești, probabil că cel puțin într-unul din astea patru conflicte ești. Ori cu oamenii, ori cu tine, ori cu satana, ori cu Domnul. Domnul să-ți dea biruință, roagă-te și vorbește cu Domnul. Dacă este cineva în timpul acestei rugăciuni care poate are probleme în familie și ar vrea să ne rugăm pentru el, hai aici în față.
Dacă ai probleme, poate chiar atacuri demonice și te lupți și crezi că Domnul îți dă biruință, aici în față, vrem să ne rugăm pentru voi. Domnul să-ți dea biruință, așa cum Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul va asculta și rugăciunea ta, Domnul va lucra și va da biruință în viața ta. Ne rugăm cu toată biserica.